3 oferte de locuri de muncă, șofer de autoturisme și camionete. Afișare? Ce da. Fel de șofer? Eu, de toate gradurile. Ia, uitați. Pe perioadă nedeterminată, neprecizat, în urmă întreagă 8 ore. Domnul Mihai a împlinit de curând 60 de ani, mai are 3 ani până la pensie, dar a avut ghinionul să rămână în șomaj iarna aceasta. Omul a lucrat până acum în domeniul construcțiilor, dar din cauza tăierii finanțărilor de către guvern a rămas șomer. A lucrat la o firmă de construcție și a început să restrâng activitatea din cauza guvernului care a venit la putere la fabrica asta de șoferi, asta de șomeri. N-am mai avut, deci lucrarea a avut, n-am mai avut finanțare și a început să ne bage în șomaj. În aceeași situație sunt mii de oameni care au rămas fără nicio speranță. În tot județul sunt doar 10 locuri de muncă disponibile. E lumea năcăjită, nu vedeți, domnul. De cât timp ați rămas în șomaj? Situația asta e un an, aproape un an. Mai e ultima lună care se termine șomajul. Altă situație nu vă să mai miște în Severinul ăsta. E posibil să închidă și termul și chimicul. Unde ați muncit? Chiar în termul am lucrat. Nu avem de lucru. Eu am o vârstă, am 54 de ani, am fost la diferite firme să mă angajez, am multe meserii, nu mă ia nimeni. A spus că sunt în vârstă, până la 45 de ani. Care să duci, de exemplu, am un băiat, are 22 de ani, spune că nu are experiență. În ultimele luni, rata șomajului a fost în continuă creștere în Mehedinți. Peste 70% dintre șomeri se regăsesc în mediul rural, acolo unde oferta locurilor de muncă este inexistentă. La sfârșitul lunii februarie 2013, în evidențele noastre erau înscriși număr total de 12.383 de șomeri. Această cifră corespunde în rata șomajului la 28 februarie de 10,6%. Dacă ne comparăm cu luna ianuarie, când rata șomajului a fost de 10,21, constatăm că luna februarie aceasta a crescut cu 0,39%. Previziunile sunt sumbre pentru județul Mehedinți, deoarece sunt anunțate noi concedieri. Rata șomajului va crește și în perioada următoare, din moment ce 4 mari societăți dintr-o Beta Turnu Severin au anunțat disponibilizări colective, încă 200 de persoane vor rămâne fără un loc de muncă până la începutul lunii aprilie. Domeniul care și-a restrâns multă activitatea în ultima perioadă a fost cel al construcțiilor, mai ales pentru că de la bugetul de stat au fost alocați din ce în ce mai puțin bani pentru investiții. În plus, societățile comerciale și-au restrâns activitatea și multe dintre ele au probleme financiare. În acest context, este de așteptat ca rata șomajului să crească de la o lună la alta.